știam că mă va recomanda și doctor, chiar am crezut că nu este vorba de mine prima dată și fusesem avertizată că voi intra în scenă și când am auzit actrița Doina Ghicescu. Probabil că actorii, datorită profesiei lor, aceea profesia de terapie, e o terapie prin artă, probabil că ei sunt și doctori, din acest punct de vedere, nu din altele. Tocmai de aceea, aici în sală, în primul rând, se mai află un medic, un doctor. Este vorba de actrița teatrului de comedie, Anca Pandrea. Tot medic, bineînțeles. Mulțumesc mult de tot, mulțumesc Maria că m-a invitat și pe mine și pe Iura, care suntem buni prieteni, mulțumesc domnului profesor Irinel Popescu care l-a operat pe Iurie Dari și mulțumesc tuturor, mulțumesc pentru melodia superbă și poeziile pe care le-a scris domnul Avramescu. Părinte, ce să vă mai spun, că duhovnic nu mi-ați fost complet, dar nu mai gândesc. Vă mulțumesc mult de tot! Mulțumesc, aplauzele sunt pentru tine și pentru medicul care ești, dar și pentru actorul frumos și voios. Dragii mei, aș vrea să mulțumesc Mariei, încă o dată o spun, Maria Timuc, mulțumesc. Aș vrea să mă bucur și să-l îmbrățișez de la distanță mai întâi, poate o să-mi fiți duhovnic, Părinte Bogdan. De ce spun lucrul acesta? Pentru că eu v-am cunoscut în anii foarte tinerei mei, în care noi, eu, dumneavoastră, mergeam în niște locuri frumoase și în cămine și în alte locuri unde momentele mele erau artistice, ale dumneavoastră erau într-o dumnezeire, împreună cu un alt om frumos care încă există, e vorba de doamna Marcela Ghiurbenchian. Așa ne-am cunoscut și pentru că Maria Timuc a scris cândva acea carte Și Dumnezeu dumnezeiește pe aici, eu am fost la lansarea acestei cărți, am și citit din ea, n-a fost întâmplător pentru că nimic nu este întâmplător ca și această reîntâlnire a noastră, aș vrea să spun că, pornit de la acel film, nu trece nicio lună și primesc o invitație. Mă cheamă regizorul Ioan Cărmăzan, împreună cu un alt regizor, sârb, Sasha Dragin, Sinisha Dragin, și amândoi îmi spun că se face un film. În fiecare zi Dumnezeu ne sărută pe gură. Așa era filmul, ca să vedeți cartea Mariei, apoi filmul. Și că aveam un rol în acest film. Și rolul meu era acela de nevasta primarului. Eu eram nevasta primarului, dar nu nevasta unui primar ca celui de la Filiaș. Domnul de la Filiaș, unde sunteți? Că nu v-am văzut, domnul primar. Nu eram nevasta dumneavoastră, eram nevasta unui primar, care primar era de fapt actorul Alexandru Bindea. Iar rolul principal era Dan Condurache. Filmul acesta a trecut, a fost, există, s-a mai dat, nu știu, nu mai merge microfonul? Merge, dați-i drumul, va vând vibrație. Nu spuneam, sigur că la trebuie să meargă vibrația. Ați văzut cum am zis așa? Pac, merge vibrația. Mă bucur mult de toți. Domnule Mihăiță Toma, eu mi-am luat niște notițe de la dumneavoastră. Știu că sunteți psihoterapeut, Mihăiță Toma. Între timp ați mai aveți un argint minunat în plete. Aș vrea să vă spun că eu nu am uitat, mi-am notat clar, ați spus așa. Aici este un loc, și nu numai, dar și în cartea ta, unde oamenii care seamănă se atrag vibrațional. Așa ați spus dumneavoastră. Ce zodie sunteți, domnul Toma? Faimile, suntem compatibili! Asta este! Acest lucru este minunat! Nici nu-mi vine să știți că mi-a crescut vibrația! Mi-a crescut vibrația! Și nu-mi dau seama dacă aici este foarte cald sau eu sunt în perioada de împerechiere. Cred că o să încep să pompănesc. Dragii mei, domnul Mihăiță, vă aștept, dăm numărul de telefon, aici dăm numai numărul de telefon. Și o fi, dăm în altă parte. M-ai promis că veniți la cabinet, dar n-ați ajuns. Acum va fi cartea noastră de întâlnire cu ștampilă. Și doresc eu să vă spun de ce m-am îmbrăcat în roșu, pentru că eu sunt necăsătorită, să știți. Și atunci eram, dar și acum. Și bineînțeles că obișnuiesc să mă de ochi, foarte repede.
și mă țin să-mi pun un roșu. Bineînțeles, acum mă gândesc, cum aș mai putea eu să mă căsătoresc? Și dumneavoastră m-ați îmbrăcat în roșu, tot necăsătorită, dar lăsați roșul la vedere. Aș vrea să spun, vai de mine, domnul Dima, sunteți în pink. Dumneavoastră să înțeleg că sunteți în pink. Acum, eu aș vrea să vă spun că, nu știu, dar nu-mi dau seama, cred că lucrează parapsihopupu, că nu-mi explică. La un moment dat, mi-am zis așa, dom'le, căsătoria asta ar mai putea să existe acum, în aceste momente, o mai fi cineva care... Păi dacă nu m-am văzut atunci când eram din lemn de cireș, din lemn de trandafir. Acum poate să mă vadă când sunt din lemn greu de mahon, adică o fi cineva care iubește mahonul. Mă uit așa la dumneavoastră, domnul cu barbă, poate. Domnul cu barbă, vă rog să vă ridicați soții. Aplauze pentru domnul cu barbă. Nu vreți să știți așa. Veniți-mi pe mine, vă rog, aplauze, ca să nu fie gândit, să nu intrăm mai puțin. Vă rog frumos, vă rog de tot. Parcă este Zoro. Să nu-mi spuneți că sunteți astfel. Nu. Sunteți astfel? Serios? Sunt economist. Economist e mai ceva ca visul meu. Vreau să vă spun că mie îmi plac puii cu roșii și ator bărboșii. Nici nu vă dați seama ce fericire și ce mai iubire să ai un soț bărbos și în plus mustăcios. Ah, ce fericire și ce mai iubire în luna de miere să săruți cu sete peria de ghete. Să-i pui viduriuri, să-i pui mizampliuri și să-l strângi în brațe cu barba pe oase. Să te uiți la el cu glasul uimit, să spui, Doamne, e soțiorul meu iubit sau e călugărul din vechiul schid? Vă rog frumos să-l aplaudați pe domnul, cum vă numiți? Radu. Domnul Radu, vă mulțumesc mult de tot. Dar de ce tremurați așa? Ce s-a întâmplat? Este vibrația, vă rog frumos. Și acum să știți că am dat un anunț la matrimoniale. Tânără artistă, simpatică, fermecătoare, talie mică, picior mic, vânt frigider. A venit unul mic așa cu mustață, s-a apropiat de mine, m-a privit. Eu nu prea cred în bărbatul cu mustață, că bărbatul cu mustață minte de apele în gheață. S-a apropiat, m-a cerut de nevastă. Numai că în momentul acela a intrat într-o stare de bâlbâială, din care n-a mai putut ieși. Ce s-a gândit el? Dumne, să mă duc la doctor. Și atunci, pentru că avea o relație, s-a dus la medicul cu relația. Adică la domnul doctor Irinel Popescu. Se duce la domnul doctor Irinel Popescu, îl primește cum se cade și spune, dragul meu, problema aceasta, zice, nu ține de mine. Eu sunt specialist în chirurgie, eu alte operații, ficat, dar, ca zice, la domnul doctor, maestru de altfel, domnul Dulcan, ar putea să mă ajute? Nu zice nici dânsul, pentru că dânsul este cu inteligența materiei, este cu totul alte probleme, dar eu am să te trimit la cineva care este pe sistemul acesta de armonie, de vibrație, de plante. Adică vibrația plantelor, adică cum sunt cu planta, dacă planta e bună, adică este o specialitate. O găsești foarte mult și dânsul cunoaște la Himalaya. Are relații. Acolo se dau și niște punguțe. Când pleci, când intri, când vii, totul este să mergi către acolo. Dar zice, dar cum se numește? Păi zice, te trimit la minunatul domnul doctor Ovidiu Bojor. Asta era. Și ce credeți? Îl trimite la domnul doctor Ovidiu Bojor. Acesta îl primește și spune, dragul meu, care este problema? Păi am o problemă că m-am intrat așa într-o stare de bălbâneală din care nu mai pot ieși, că m-am dus la o doamnă cu mobilier greu de mamon, îi este o mare artistă, așa, până, și mie mi-a plăcut de ea, dar el fiind mai măricică, așa, mai grăsunică. Domnul doctor, să știți că eu am ficatul puțin cam grăsunel, să știți. Nu știu ce o să mă fac eu cu el, dar o să vedem ce om insista la un moment dat. Bun, zice, păi zice, și ce trebuie să fac remediu? Păi și remediu este acesta. Cu ce-i compara dumneata o femeie? Zice, domnul doctor Bălăiț, cu ce-ați compara dumneavoastră o femeie? O floare. Bravo, aplauze! Ăsta era răspunsul, domnul doctor Bălăiț. Foarte bine, o floare.
flori. Atunci va trebui să scrii o carte, o scrisoare în care să o compari cu cele mai frumoase flori care îți plac ție. Dar eu sunt inginerile cu miculător. Nici o problemă, înlocuiești florile cu legumele. Și atunci declarația de dragoste a ieșit cam așa. Te iubesc de acum un an, frunza mea de leuștean. Când te văd mă trec fiorii, floarea mea de ceapa ciorii. Te-a sorbit de dimineață într-un ceai de izmă creață, fiindcă parcă m-a înțepat limba socrei la ficat. Înțelege al meu elan, floricică de bostan. Și când plec de dorul meu, tu să porți la pieptul tău de dorul năucului tot laptele cucului. Iar eu îți rămân fidel ca un fir de pătrunjel. Iubește-mă nopți cu lună, floarea mea de mătrăgună. Pentru mine ești făcută, scumpă floare de cucută. Pe braț te voi legăna, doar ești lăptăria o pardon. Păpădia mea. Sărută gura leului privind în ochii boului. Am rămas emoționată și desigur munca n-a mai avut loc și atunci eu i-am spus așa într-un stil al plantelor și al plantelor binefăcătoare: dragul meu vizionar, inima ți-o dau în dar și îți propun un lucru rar. Facem nunta la plafon! Maria, pe muzica aceasta aplauzelor, vreau să dau un exemplu de compatibilitate extraordinară. Vreau să spun că eu mă gândeam să o arăt așa cu delicatețea pe care eu o am și o simțiți și dumneavoastră de la distanță, că eu pot, în afară de, bine, aș putea, nu știu dacă aș putea, niște exerciții la paralele inegale, poate dacă nu e bine să mă bag. Dar un dans așa cred că ar merge. Eu aș vrea să vă prezint dumneavoastră un dans simpatic, drăguț. M-am gândit să vă invit așa, nu știu, la o specială imagine pe care să o vedeți așa, nu numai din partea mea. M-am gândit ce să vă ofer, nu o horă, nu o bătută, nu un joc de doi, nu un joc de trei, nu o lăsată, nu o ciupită. M-am gândit să vă prezint un număr de balet. M-am gândit la un scurt fragment din Lacul Lebedelor, balet cunoscut și de dumneavoastră, numai că pentru acest moment am nevoie de un partener dintre dumneavoastră. Bineînțeles că îmi trebuie un partener pe măsură, un partener bine antrenat, un partener care a mai făcut balet, un partener cu biceps și cu triceps, așa a rămas. Îl cunosc de 40 de ani, de pe vremea când era director la Semănătoarea, mergeam acolo la un club extraordinar cu poetul Florian Saioc. Trecuta oanii, se întâmplă ceva, domnia sa arată foarte bine, vreau să-l vedeți și dumneavoastră, pe cel care este vicepreședinte al Asociației Transplanților de Ficat din România, domnul Danil Tulugea. Aplauzele noastre, vă rog frumos să veniți lângă mine! Aplauzele noastre, veniți lângă mine! Pe aceste aplauze! Domnul Tulugea este un fenomen de rezistență și de succes. Domnul Tulugea, vă rog frumos să veniți lângă mine. Nu l-ați cunoscut mulți dintre dumneavoastră, eu l-am revăzut cu plăcere. Eu să vă ofer, vă rog frumos să veniți, că... Maria, ce-mi faci? Vai, nu e, Maria nu e de vină cu nimic, Maria nu e de vină. Vă rog frumos aici, nu se întâmplă nimic. Știți de ce? Domnul Tulugea, eu vă cunosc de vreo 40 de ani. Să știți că v-am... sau 37, aproape 40. Vreau să vă spun, m-am gândit să le oferim spectatorilor noștri, să le vadă și domnul doctor și părintele, un dans. Ba nu, nu că nu, ba da. Bineînțeles, vreau să vă pun o întrebare. Ați făcut vreodată balet? Nu. O să faceți acum cu mine, nicio problemă. Spuneți-mi și mie, dacă ar fi să jucați cu mine în filmul Frumoasa și Bestia, ce rol v-ați alege? Frumoasa sau Bestia? Lasă-mă Bestia. Aplauze pentru Bestia, dar nici urmă, aplauzele dumneavoastră. Eu sunt Frumoasa Doina și în aceste momente am să vă pun... Aș vrea să mă cuprindeți puțin după mijlocel. După mijlocelul meu.
Acolo sunt tumeri, acolo sunt tumeri. Nu, nu se poate, stai să vă spun eu. Prima probă pentru domnul Daniel Tulucea. Prima probă, vă rog mult de tot. Molto atenție. Prima probă, domnul Tulucea, va trebui să mă ridicați în brațe. Eu vă spun toate probele. Proba numărul 2, nu e de vină, Maria, nu. Proba numărul 2, va trebui să mă țineți într-o singură mână. În stânga sau în dreapta, unde sunteți mai puternic? Unde sunteți mai puternic? Aplauze de dreapta! Proba numărul 3, cu mine în brațe va trebui să omorim această micuță scenă de 3 ori. Și ultima probă, aici, aici, să mă aruncați de 10 ore în sus și să mă prindă în brațe domnul doctor Irinel Popel. A plecat? Domnul, nu se poate! Vă rog frumos! Aplauze pentru partenerii mei, vă rog mult de tot, cu drag! Aplauze ale noastre, vă rog frumos! Cu bucuria revederii, vreau să vă spun că am și invitații de la Filiaș, pe care Maria i-a numit. Aici se află și domnul director al spitalului din Filiaș, domnul Coman, unde este? Domnul Coman, domnul Coman. Vai, aveți ochelari, vă știam fără. Aveți o privire de IBM, de computer, de calculator. Vreau să vă spun, ridicați-vă, domnul Coman, că nu se... Aplauze pentru domnul Coman, de la Filiaș. Domnul Coman s-a uitat la mine, trecuta oarii, desigur, și mi-a spus așa, ce ochi ai, doamnă, și ce gură, și într-atât mă ispitești, că ți-aș propune o aventură, dar ce mă fac dacă primești, domnul Coman? O să mă retrag. Maria, unde ești? Aici lângă mine, te rog frumos. Nadia Povănești la paralele ilegale. Mulțumesc! Mele, inclusiv la cele de poezii de acum 17 ani. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Cu bucurie!